sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. O fetiță de un an s-a stins după ce microbuzul în care se afla împreună cu părinții săi s-a răsturnat la Nisporeni. În momentul impactului, micuța nu se afla în scaunul auto. Casa fostului șef al Molt Telecom și ex-viceministru al economiei Vitalie Iurcu a fost prechiziționată azi dimineață în cadrul unui dosar pornit pentru îmbogățire ilicită. Mai multe state au suspendat toate zborurile din Africa de Sud după ce în Israel a fost identificat un caz de îmbolnăvire cu o nouă tulpină a coronavirusului. Tragedie la Nisporeni, un copil de un an a murit în urma unui accident rutier grav. Părinții acestui au fost transportați de urgență la spitalul din Strășeni. Pacienții li s-au acordat ajutorul medical de urgență în sala de internare Spitalului Raional Străceni. Fiind domiciliați în Chișinău, au refuzat internarea. Totul s-a întâmplat la miezul nopții în localitatea Bursuc. Tatăl copilului în vârstă de 29 de ani, care se afla la volanul unui microbuz, a pierdut controlul volanului. În consecință, vehiculul a derapat de pe șosea și s-a răsturnat într-un câmp. Potrivit poliției, fetița se afla pe bancheta din față și nu stătea într-un scaun auto. Procurorii cer mandat de arest pe numele fostului viceministru de interne Ion Țurcanu. Colega noastră, Francesca Gândea, urmărește ședința și ne spune detalii. Francesca, bună ziua! Bună ziua, Iuliana, bună ziua tuturor! Ședința a început aici la ora 12, iar și acum se desfășoară. Ion Țurcan a fost adus în fața magistraților de mai mulți mascați de la Fulger. Acesta ne-a spus că nu își recunoaște vina. Deocamdată nu am reușit să discutăm cu procurorul de caz pentru mai multe detalii din dosar. Fostul viceministru de interne, Ion Țurcan, a fost reținut acum două zile după ce la domiciliul acestui au fost efectuate percheziții. Acesta este învinuit de îmbogățire ilicită, iar investigațiile au pornit după o sesizare ANI, care a constatat o diferență dintre veniturile și cheltuielile acestuia. Atât la această oră, cu detalii revenim în jurnalele următoare. Iuliana. Francesca, mulțumesc. După ce ieri Parlamentul a votat alocarea a 1,4 miliarde de lei din bugetul de stat pentru plata datoriilor acumulate de Gazprom pe luna octombrie și noiembrie către Gazprom, astăzi și guvernul a aprobat proiectul de lege. Astfel, cei 74 de milioane de dolari vor fi luați din contul statului și tranzacționați în cel al întreprinderii Energocom, care la rândul său îi va transfera celor de la Moldova Gaz. Proiectul care prevede alocarea a 1,4 miliarde de lei din bugetul de stat a fost aprobat de urgență la solicitarea de ieri a prim-ministrului Natalia Gavrilița. Banii urmează să fie transferați către Energocom, care la rândul său își va achita datoriile către Moldova Gaz. Din acești bani, Moldova Gaz urmează până mâine să-i achite Gazpromului datoriile acumulate în luna octombrie și noiembrie, în valoare de 74 de milioane de dolari. Socialiștii și comuniștii s-au arătat împotrivă și au cerut audierea Nataliei Gavrilița pe acest subiect. De ce banii nu se dau direct la Moldova Gaz, dar apare o societate pe acțiuni Energocom? Totodată, pe ce termen se dau acești bani? Acum noi, cum a spus colegii, rezolvăm două probleme. Pe de o parte, datoria care s-a format în octombrie, perioada în care a trebuit să consumăm gaz și prețul era mai mare, și pe de altă parte, stângem o parte din datoriile pe care le are termoelectrică, care consumă gaz, dă căldură și mai dă și curent electric. E simplu, transparent. Ministrul Finanțelor afirmă că statul a fost nevoit să intervină după ce Moldova Gaz nu a reușit să găsească o soluție și a solicitat ajutorul guvernului. Acum trei zile, Gazprom a transmis o notificare către Moldova Gaz prin care amenința că va sista furnizarea gazelor naturale către țara noastră dacă nu va achita datoriile curente la gaz în termen de 48 de ore. Ieri, ministrul infrastructurii a anunțat că termenul a fost extins până mâine. Ministerul Apărării anunță că nu a găsit dovezi că militarul care s-a declarat a fi homosexual a fost hărțuit și intimidat în unitatea în care își făcea serviciul militar. Avocata tânărului spune că în loc să cerceteze cazul, instituția a cerut procuraturii să investigheze relația acestuia cu iubitul său de 17 ani. Avocata a sesizat Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării. Am
noi eram siguri că exact asta va fi rezultatul anchetei de serviciu, pentru că persoana care s-a subsemnat ca executant al acestei scrisori, de fapt, trebuia să vină să-l audieze, după care pur și simplu a dispărut fără niciun fel de explicație. La mai puțin de 2 săptămâni de când au inițiat ancheta în cazul militarului, responsabilii de la Ministerul Apărării au ajuns la concluzia că nu au fost constatate intimidări, înjosiri sau acțiuni discriminatorii în adresa soldatului homosexual. Asta scrie în răspunsul oferit avocatului militarului. În schimb, instituția a cerut procuratorii să investigheze relația personală a tânărului. Este sesizat procuratura cu privire la relația pe care o are cu prietenul său, fiind un băiat de 17 ani și jumătate. Noi știm cu certitudine că Ministerul Apărării nu face același lucru cu militarii care întrețin relații sexuale cu fetele de 17 ani. Domnul ministru, în discuția personală cu mine, mi-a dat de înțeles că imaginea instituției pedagogice contează mai mult. Deși în răspunsul ministerului făcut public de avocat scrie că instituția a sesizat procuratura, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării neagă acest lucru. De ce a fost nevoie să fie cercetat și relația personală a soldatului? Eu nu știu, de momentul ăsta eu nu pot să spun nimic. Ministerul Apărării nu a făcut public, urmează să fie transmis procuraturii. Ca să cerceteze relația soldatului cu un minor sau anume cazul de hărțuire? Anume cazul că se simțea discriminat, că s-a simțit agresat. Avocatul tânărului spune că a depus o plângere la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării, precum și o plângere penală. Cazul a devenit cunoscut acum 2 săptămâni, când soldatul a înregistrat un filmuleț video în care a declarat că nu se mai întoarce în unitatea militară pentru că a fost hărțuit de colegi după ce s-a aflat că este homosexual. În ultimele 6 luni am fost supus hărțuirii în unitatea militară pe motiv că sunt gay. Astfel, am decis să nu mă întorc. În apărarea tânărului au venit organizațiile non-guvernamentale care atenționau internauții să se abțină de la mesaje care pot incita la ură. Armele la cuptor, peste 2000 de pistoale și arme pneumatice au fost nimicite ieri la o uzină din capitală. Cele mai multe arme au fost confiscate de la infractori. Revenim cu imagini în jurnal. Organizația Mondială a Sănătății analizează o nouă tulpină a coronavirusului identificată în Africa de Sud. Aceasta prezintă un număr extrem de mare de mutații și ar putea fi cea mai agresivă dintre variantele de până acum. Israelul a anunțat astăzi că a identificat primul caz de infectare cu această tulpină la un bărbat care a revenit recent din Africa. Mai multe state din lume au suspendat deja zborurile dinspre zona Africii de Sud. Organizația Mondială a Sănătății urmează să stabilească dacă varianta B11529 identificată în Africa de Sud este una de interes sau una îngrijorătoare. We don't know very much about this yet. What we do know is that this variant has a large number of mutations. And the concern is that when you have so many mutations, it can have an impact on how the virus behaves. Un număr mai mare de mutații nu înseamnă neapărat că tulpina este mai contagioasă decât alte variante ale noului coronavirus. În august, varianta C12 din Africa de Sud a stârnit îngrijorări, însă nu a fost niciodată clasificată drept una de interes sau periculoasă. It will take a few weeks for us to understand what impact this variant has. Everybody that's out there needs to understand that the more this virus circulates, the more opportunities the virus has to change. The more mutations we will see. Oamenii de știință din Marea Britanie spun că noua tulpină din Africa de Sud este cea mai semnificativă de până acum și trebuie analizată cu atenție. The early indications we have of this variant is that it may be more transmissible than the Delta variant, and the vaccines that we currently have may be less effective against it. Agenția privind siguranța sănătății publice din Regatul Unit a transmis că noua variantă africană conține o proteină spike, care este radical diferită de cea din varianta originală a coronavirusului, pe care se bazează vaccinurile anticovid. Marea Britanie deja a anunțat suspendarea temporară a curselor aeriene spre și dinspre Africa de Sud, Botswana, Namibia, Zimbabwe și Lesotho, pentru a bloca răspândirea noii variante de COVID. Israelul, care deja a înregistrat un prim caz de infectare cu noua tulpină, a anunțat că va urma exemplul britanic și le va interzice cetățenilor săi să călătorească în aceste state, și Uniunea Europeană ar urma să suspende zborurile dinspre zona Africii de Sud pentru a bloca răspândirea noii variante de COVID.
18 persoane învinuite de implicare în escrocheriile cu vânzarea fictivă a mașinilor din Europa au fost plasate în arest în izolator pentru 30 de zile. Potrivit PC Cox, în cazul a două femei reținute în acest dosar, magistrații au dispus arestul la domiciliu. Celor 19 deținuți implicați în același dosar urmează să le fie înaintată învinuirea. Majoritatea din ei colaborează cu ancheta. Reținerile au urmat după 60 de percheziții în peste 5 penitenciare. Parlamentul a interzis difuzarea publicității jocurilor de noroc, a loteriilor și pariurilor sportive. Legea care prevede acest lucru a fost votată în lectură finală aseară după ora 23 de către deputații PAS. Și acum desertul. Proiectul de lege propune modificarea mai multor acte normative în vederea interzicerii publicității jocurilor de noroc și stabilirea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor de interzicere a publicității. Autorii proiectului susțin că jocurile de noroc creează dependență printre cele mai vulnerabile pături ale societății, inclusiv printre minori, ceea ce are un efect devastator și asupra stării financiare a populației. Deputații Partidului Șor nu au votat aseară, iar de la comuniști și socialiști a venit un singur vot. Anterior, reprezentanții Loteriei Naționale a Moldovei au criticat proiectul și au spus că acesta va aduce daune inclusiv la bugetul de stat. Și reprezentanții federațiilor sportive din Moldova, finanțate de Loteria Națională, s-au arătat împotriva inițiativei. Urmărirea penală pe dosarul evenimentelor din 7 aprilie va fi reluată. Decizia a fost luată de Procuratura Generală după ce deputatul PAS Lilian Carp a depus o sesizare prin care a solicitat ca declarațiile unui bărbat din anturajul lui Vlad Plahotniuc făcute la o emisiune să fie investigate. Procuratura Generală anunță că urmărirea penală a fost reluată după ce Boris Prâncean, care este fiindul omului de afaceri Adrian Nichifor, a declarat la o emisiune de la Jurnal TV că nașul său avea pregătite arme de foc pentru a deturna evenimentele din 7 aprilie. Scopul era de a provoca protestatari, iar toată vina să fie atribuită președintelui de atunci, Vladimir Voronin. În spatele acestor acțiuni, care așa și nu ar fi fost îndeplinite, ar fi stat fostul lider PD Vlad Plahotniuc. În urma acestor declarații, deputatul PAS Lilian Carp a depus o sesizare la Procuratura Generală, prin care a cerut reluarea urmăririi penale pe dosarul 7 aprilie 2009. Această sesizare a avut ca obiectiv pentru a vedea cum a fost implicat în deturnarea acțiunilor de mai departe. Avocatul lui Vlad Plahotniuc nu a comentat acuzațiile. Astfel, dosarul a fost preluat de către PC Cox, care va investiga declarațiile lui Boris Prâncean. Pe 7 aprilie 2009, clădirea Parlamentului și a președinției au fost devastate. Furia oamenilor dezamăgiți de revenirea comuniștilor la putere a fost amplificată de provocatori cu fețele acoperite. A urmat teroarea din comisariate, unde zeci de tineri au fost maltratați, iar Valeriu Boboc a fost ucis în centrul capitalei. După 12 ani, un singur dosar care vizează evenimentele din aprilie 2009 rămâne pe rol în instanțele naționale, în care fostul șef al Poliției Municipale, Iacob Gumeniță, este învinuit de exces de putere. Ministrul de Interne de atunci și fostul șef al Poliției Capitalei au fost achitați, iar mai mulți demnitari și polițiști cercetați penal ocupă și acum funcții înalte în stat. Nimeni nu a ajuns după gratii pentru ce s-a întâmplat atunci. Toți cei 46 de mineri rămași blocați în mina de cărbune din Siberia au murit. Totodată și-au pierdut viața și 6 salvatori care au rămas fără oxigen în timpul misiunii de salvare. Astfel că numărul morților a crescut la 52. Operațiunea de salvare a durat întreaga zi, câteva sute de mineri fiind scoși la suprafață. 49 au fost transportați la spital cu răni grave. Din cauza exploziei de metan, unii dintre răniți au suferit intoxicații cu fum, iar 2 sunt în stare critică. În regiunea Kemerovo, unde se află mina, au fost decretate 3 zile de doliu. Astăzi au fost reținuți directorul, adjunctul și șeful unei secții, fiind suspectați de încălcarea normelor de siguranță. Acest accident minier este considerat cel mai grav din ultimii 11 ani produs în Rusia. Peste 2000 de arme de diferite tipuri au fost distruse prin topire la o uzină din capitală. Munițiile au fost confiscate de cei de la IGP în ultimii 2 ani, de la infractori sau au fost predate benevol de cetățeni din cauza unor defecțiuni. Cea mai scumpă armă nimicită este un pistol care costa 500 de euro. Dezasamblate și aranjate în cutii, armele colectate de angajații Inspectoratului General de Poliție în ultimii 2 ani au fost aduse la o uzină din centrul capitalei pentru a fi topite. Sunt cu siguranță arme care au fost confiscate de la infractori
fiind ca corpuri delicte sau arme care au fost adaptate pentru comiterea unor infracțiuni, precum și armele predate binevol de cetățeni care le deținea, le-au moștenit de la părinți, de la bunei, care au fost depistate în gospodării. Potrivit oamenilor legii, armele sunt distruse pentru că fie sunt deteriorate, fie că instanța de judecată a dispus nimicirea lor. Munițiile au fost păstrate în tot acest timp într-un depozit al instituției. Cele peste 2000 de arme au fost aruncate în cazanul specializat, unde vor fi topite la temperatura de 1700 de grade. Prima partidă va fi topită timp de 3 ore, iar întreg procesul va fi supravegheat de polițiști și mascați. Cea mai scumpă armă nimicită astăzi este un pistol, la cărui preț constituie 500 de euro. Este pistol cu glonț Sigsaur, care este, a fost ca corp delict într-o cauză penală. Metalul respectiv deja rămâne la discreția întreprinderii respective. Este utilizat ulterior în procesul de producție a diferitor articole din metal. Pentru noi este important să urmărim ca procesul, ca toate armele care sunt prezente, să fie puse în cuptorul respectiv. Potrivit oamenilor legii, de la începutul anului au fost înregistrate circa 150 de incidente armate. Sunt în descreștere comparativ cu anul precedent, dar totuși numărul lor ne îngrijorează și aici vedem că mai avem de lucru vis-a-vis de cultura portului de arme. Pentru utopirea armelor s-au cheltuit peste 10.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană prin intermediul PNUD. Ultima acțiune de acest fel a avut loc în 2019. În perioada anilor 2005-2019, în Republica Moldova au fost distruse prin topire peste 16.000 de arme de foc. Legea bugetului de stat pentru anul viitor a fost votată în prima lectură de majoritatea PAS. Proiectul prevede cheltuieli de peste 65 de miliarde de lei și venituri de aproximativ 50 de miliarde, iar asta înseamnă un deficit record pentru Republica Moldova de peste 15 miliarde de lei. Principalele surse de acoperire a acestui deficit sunt cele externe, iar o parte din bani vor fi luați din vânzarea sau privatizarea patrimoniului public. Comuniștii au votat împotriva proiectului, iar cei de la Șor s-au abținut. Proiectul de lege este elaborat pe fundalul continuării pandemiei COVID-19, crizei energetice, creșterii prețurilor de import, precum și a impactului crizei prețurilor la resursele energetice și unor riscuri privind creșterea economică. Ministrul Finanțelor Dumitru Budeanschi a venit cu prognoze promițătoare pentru anul viitor. Proiecțiile bugetului de stat pentru anul 2022 sunt fundamentate pe o creștere economică de 4,5%, nivelul inflației 6,9%, o majorare a exporturilor cu 10,6%, a importurilor cu 5,1%, creșterii salariului mediu pe economie cu 10%. Proiectul bugetului de stat pentru anul 2022 prevede venituri în mărime de 50,1 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o creștere cu aproape 10% față de anul acesta. Cheltuielile sunt estimate la 65,2 miliarde de lei, cu 13% mai mult decât în 2021, iar deficitul bugetar pentru anul viitor ar urma să constituie 15,1 miliarde de lei, un record pentru țara noastră. Principalele surse de finanțare a deficitului bugetului de stat sunt sursele externe în valoare de 9,2 miliarde lei și sursele interne în valoare de 4,9 miliarde lei. Dumitru Budeanschi a precizat că principalele cheltuieli sunt prevăzute pentru majorarea ajutorului pentru perioada rece a anului și creșterea numărului de beneficiari ai acestuia, pentru compensarea tarifelor la gaze și energie termică, dar și pentru proiecte ce țin de aprovizionarea satelor cu apă, canalizare și altele. Comuniștii și socialiștii au fost împotriva proiectului, criticându-l. Cei care ați promis oamenilor o viață mai bună, economie mai competitivă. Dar unde sunt investiții în creștere? Unde sunt acele proiecte mari de infrastructură, de investiții care să aducă în economie o plus valoare? Arătați de unde va crește economia, de unde vor crește veniturile cetățenilor, salarii și pensii. Într-un final, proiectul legii bugetului de stat a fost votat în prima lectură doar de către deputații PAS. Cei de la Șor s-au abținut de la vot. La următoarele ședințe, legea urmează să fie votată în lectură finală.
S-au făcut percheziții în această dimineață acasă la fostul șef al Molt Telecom și ex-viceministru al economiei Vitalie Iurcu, învinuit de îmbogățire ilicită. Potrivit procurorilor, au fost efectuate 7 percheziții la diferite adrese, iar 2 persoane au fost reținute pentru complicitate, însă nu este clar deocamdată dacă printre acestea se numără și Iurcu. Vitalie Iurcu s-a aflat la șefia Molt Telecom din anul 2009 până în 2015. Ulterior a fost numit viceministru al economiei în guvernul Filip. Președintele rus Vladimir Putin l-a demis pe directorul uriașei rețele penitenciare ruse. Se întâmplă la câteva săptămâni după un scandal izbucnit în urma difuzării unor înregistrări video cu violuri și torturi într-o închisoare rusă. Potrivit unui decret prezidențial publicat pe site-ul Kremlinului, Alexandr Kalashnikov, directorul serviciilor carcerale ruse FSIN, aflat în funcție din 2019, a fost demis și înlocuit cu adjunctul ministrului de interne Arkady Gostev, un fost polițist. Această înlocuire în funcție are loc pe fundul unui scandal de tortură în închisoarea din Saratov, care a condus la destituirea 18 angajați și 5 cadre FSIN la nivel local. Vladimir Putin a condamnat de nenumărate ori tortura în închisorile din Rusia. Видим факты, которые там всплывают, это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки, это преступление. И эти правонарушения, эти преступления должны быть наказаны. Кстати говоря, так и происходит, когда, в том числе с помощью средств массовой информации, такие факты всплывают. Sistemul carceral rus este pătat foarte des de scandaluri de tortură comise de către gardieni sau alți deținuți la ordinul acestora, cu scopul smulgerii unor mărturisiri. La începutul lui octombrie, ONG-ul specializat Gulagu.net a publicat înregistrări video ale unor rele tratamente obținute de la un fost deținut belarus care a avut acces la înregistrări în timp ce se afla în detenție și care a cerut între timp azil în Franța. Aceste imagini surprind violuri și torturi sistematice la care sunt supuși deținuții. Mai multe anchete au fost lansate în urma acestor dezvăluiri. Este definitiv. Facturile la gaz și la energie termică din această iarnă vor fi compensate parțial de către guvern. Parlamentul a votat aseară legea pe care prevede acest lucru în lectură finală și a alocat din bugetul de stat 1,6 miliarde de lei. Tot în lectură finală, parlamentarii au aprobat și majorarea ajutoarelor sociale pentru perioada rece a anului, dar și a numărului de beneficiari ale acestora. Potrivit legii votate ieri, toți consumatorii casnici vor primi compensații pentru facturile la gaz, dar și pentru facturile la energie termică. Primii 50 de metri cubi de gaz consumați vor fi compensați cu 4,3 lei, iar cetățenii vor achita aproape 7 lei per metru cub. Următorii 100 se compensează cu aproximativ 3 lei pentru fiecare metru cub, respectiv oamenii vor achita câte aproape 8 lei în loc de 11. Iar pentru căldură, prima gigacalorie consumată va fi compensată cu 2/3 din preț, ceea ce înseamnă maxim 450 de lei pe lună. Măsura vizează peste 200.000 de consumatori casnici. A fost votată în lectură finală și legea care prevede majorarea ajutorului social pentru familiile nevoiașe în perioada rece a anului. Acesta va crește de la 500 la 700 de lei. Pe lângă asta a fost mărit și numărul beneficiarilor de aceste ajutoare cu peste 80.000. Majorăm pragul începând cu care o persoană sau o familie poate beneficia de ajutorul pentru perioada rece anului. Astfel, în total, numărul acestora ar urma să constituie circa 300.000 de familii. Pentru toate aceste măsuri vor fi cheltuiți aproximativ 1,6 miliarde de lei. Turcia stă pe un butoi de pulbere după ce lira turcească a înregistrat cea mai mare scădere din ultimii 20 de ani. Mii de oameni au ieșit în stradă cerând demisia guvernului susținut de președintele Erdogan. La Istanbul, poliția a dispersat oameni în mai multe cartiere, iar peste 50 de manifestanți au fost arestați. Manifestanții cer socoteală președintelui Erdogan și partidului său care deține puterea pentru scăderea nivelului de trai și devalorizarea lirei turcești cu 15% față de dolar. Protestele antiguvernamentale au avut loc la Istanbul și la Ankara.
Lira turcească s-a prăbușit după ce președintele Tayyip Erdogan a făcut noi presiuni asupra băncii centrale să reducă dobânzile, o mișcare despre care susține că va stimula exporturile și investițiile, dar criticii spun că va alimenta inflația și va eroda moneda națională, reducând puternic veniturile cetățenilor. Moneda a atins marți un minim record de puțin peste 13 lire pentru un dolar. Ieri, lira turcească și-a revenit puțin, după ce Emiratele Arabe Unite au declarat că vor investi 10 miliarde de dolari în Turcia. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 213645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!